Există un obicei foarte ciudat undeva în părțile Africii, că atunci când cineva moare, toată familia se adună în jurul sicriului și toți au câte o bomboană de mentă în gură. Și toată lumea tace până când bomboana de mentă se topește. Când bomboana de mentă s-a topit, unul dintre ei ia cuvântul și spune: așa este și viața noastră, ca o bomboană de mentă. Dar oricât de mentolat ar fi, odată și odată se va topi. Așa este și viața noastră, frați și surori, dragi prieteni în care sunteți aici. La unii mai mentolată viața, la alții mai amăruie, dar cert este un lucru, că odată și odată bomboana asta de mentă se va topi. La unii se topește la 20 de ani, alții la 90 de ani de zile. Dar problema nu este când se va topi, ci problema este cum se va topi. Problema nu este când, la ce vârstă, ci problema cum se va topi. Dacă viața ta se va topi împreună cu Hristos sau fără de Hristos. Pentru că Biblia spune așa, că sufletul omului este ca și un copac. Așa spune Biblia în Eclesiastul 11:3. Este ca și un copac. Fie că acel copac cade spre miază zi sau spre miază noapte, unde cade, acolo rămâne. Așa e sufletul tău. Dacă ai murit în Hristos, al lui Hristos ești pentru totdeauna. Dacă ai murit în păcatele tale, acelui rău ești pentru totdeauna. Nu se mai poate schimba. De aceea Biblia spune: cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul, ai căzut în păcatele tale, într-un accident și te-ai dus și nu l-ai pe Fiul, ești pierdut pentru totdeauna. Dar nu se poate oare mântuire după moarte? Nu se poate. De ce? Pentru că a spus-o Iisus Hristos. Ascultați ce zice Biblia în Marcu, capitolul 2, cu versetul 10. Biblia spune așa: pentru că Fiul omului, haideți să rosim cu toții, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte, unde poate Hristos să ierte păcatele tare? Spuneți unde? Pe pământ sau sub pământ? Atâta timp cât ești în viață. Când ai ajuns la 2 metri sub pământ, să știi că nu se mai poate face nimic. Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și ce har că în această seară ești pe pământ, nu sub pământ. Ce har că în această zi ești în viață. Când 160.000 de oameni mor în fiecare zi pe acest glob și tu ești astăzi în viață și dacă nu te-ai împăcat cu Iisus Hristos, să fie seara în care să spui: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încă o zi, Doamne. Vreau să-mi pun viața mea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Lăuda și onora să fie Domnul. Ascultați ce zice Biblia în Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Când bogatul și Lazar mor amândoi și spune Biblia așa cu versetul 26. Avram îi răspunde acelui bogat: pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu pot. Astea nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Odată ce ai murit, se pecetluiește destinul veșniciei tale. E ca și cum ai zice, dacă o mamă pocăită are un copil rebel și mama ajunge în rai și copilul ajunge în iad și mama se duce la Dumnezeu, ipotetic vorbind, și spune: Doamne, îl iubesc așa de mult, Doamne, pe băiatul meu, lasă-mă pe mine să mă duc în iad în locul lui și el să vină în locul meu. Biblia spune, e o prăpaste așa de mare, că dacă cei din rai ar vrea să facă schimb cu copilul lor, zice Biblia, nu se poate. Și asta îmi spune ceva, că mântuirea este cum? Mântuire personală. Mântuire personală. Vom avea mame în cer și copii în iad și invers, pentru că ai auzit cu urechile tale. Și asta este o seară deosebită pentru sufletul tău, în care să spui: Doamne Iisuse, intră în inima mea astăzi, Doamne. Mă pocăiesc de păcatele mele, Doamne, îmi dau viața mea cu totul Ție. Și vreau, Doamne, să-mi pun viața în rânduială după cuvântul Tău care este adevărul, slăvit să fie Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că odată ce ai murit, sufletul tău va fi pentru totdeauna cu, adică este irreversibil, nu-l mai poți muta nicăieri. Și în seara asta te invit să-ți dai viața lui Iisus Hristos, Cel care a stat pe lemn pentru tine, și să spui: Doamne, aleg să mă pocăiesc de păcatele mele. Vedeți, eu cred că Dumnezeu ne dă în primul rând credință nu ca să scăpăm de moarte. Eu cred că Dumnezeu ne dă credință ca să murim în ea. Uitați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 11, cu versetul 13. Spune Biblia, în credință au murit toți aceștia. Că ce folos să mor fără credință? Că dacă mor fără credința în Hristos, ești pierdut pentru totdeauna.
Dar în seara asta Dumnezeu vrea să-ți dea acea credință mântuitoare, ca să mori în credința în Hristos, ca apoi să ai viață veșnică pentru totdeauna, lăudat și onorat să fie Domnul. Întrebarea pe care Iisus Hristos a pus-o în textul care l-am citit, probabil este cea mai directă întrebare pe care a adresat-o Mântuitorul pe acest pământ. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? O întrebare care te forțează să te gândești la scurtimea vieții, la veșnicia vieții, la moarte, la rai, la iad. Și Iisus Hristos vine și spune ipotetic, cum ar fi să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul? Nu folosește la nimic. Și adevărul este că nimeni nu poate să câștige toată bogăția lumii. Și oricât de multă bogăție ai putea să aduni, nu poți să o ții. Și dacă ai putea să ții toată bogăția lumii, nu te-ar satisface. Pentru că există un gol în inima noastră, spunea Blaise Pascal, de forma lui Dumnezeu. Și până când nu intră Dumnezeu acolo, până când nu intră Hristos acolo, te simți gol, te simți nemernic, te simți a nimănui. Dar când intră Hristos, acolo El aduce pace și aduce fericire, lăudat să fie Dumnezeu. Sufletul tău este creat de Dumnezeu să se odihnească în Hristos. După cum peștele, elementul lui apa, pasărea stă în pom, sufletul tău e făcut să se odihnească în Iisus Hristos. Dacă pui un pește în pom, e nefericit. Dacă pui o pasăre în apă, e nefericită. La fel, dacă sufletul tău nu e în Hristos, poți să ai toată lumea asta. Poți să ai toți banii lumea asta, poți să ai toată valuta, toată informația lumii combinată cu toată puterea militară, cu toată puterea tehnologică, tot ce ai avea în lumea asta nu valorează cât valorează un suflet. Și Iisus Hristos vine și pune întrebarea asta într-un mod atât de direct. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Toată valuta, tot aurul, toate mașinile, toate cartierele din Cluj să fie în mâna lui. Dacă îți pierzi sufletul pentru veșnicie, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Vei spune, dar chiar nu se poate dacă ajung în iad, nici cum să trec dincolo? Nu se poate. Nu se poate. Și vă spun de ce nu se poate. În iad oamenii nu se mai pot pocăi. De ce nu se mai pot pocăi oamenii în iad? Pentru că în iad nu există Duhul Sfânt. În iad nu există Duhul Sfânt. Și ceea ce ne convinge pe noi de păcatele noastre și de nevoia noastră de Hristos, cine este? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este pe pământ, aici cu biserica. Dar pentru că Duhul Sfânt nu va fi în ea niciodată, oamenii niciodată nu vor putea să spună, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Uitați-vă la bogatul care a ajuns în iad. El n-a spus, Părinte Avrame, fie-ți milă că mare păcătos am fost. Nu. Părinte Avrame, fie-ți milă că-și grozav mă chinuiesc. Oamenii în iad nu-și pot cere iertare. De ce? Pentru că nu mai există influența sfântă a Duhului Sfânt. Dar vreau să spun ceva în seara asta. Tu ești aici. Indiferent de păcatele care le-ai făcut, ești sub o influență bună a Duhului Sfânt și a Cuvântului Dumnezeu. Și în seara asta să spui, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Tu vezi lanțurile cu care m-a legat cel rău, Doamne. Tu vezi dependențele mele, tu vezi nenorocirea din inima mea. Tu vezi, Doamne, buba de sub braț din talpă care nimeni nu știe. Tu vezi nefericirea mea. Doamne, fă o minune în seara asta. Rupe lanțurile de peste viața mea și Domnul poate să o facă aici acum. Lăudați să fie Domnul. Ce nu poate să facă psihologii, ce nu poate să facă păstorii și consilierii, Dumnezeu poate să facă într-o singură secundă. De aceea spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt în viață, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mor, Doamne, și îți mulțumesc că mă pot pocăi astăzi, Doamne, ca să am parte de viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Și ce ar folosi unui om, spune Biblia, să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Suntem ciudați. Punem atâta de mult pres pe trupul ăsta. Detox. Să ne detoxificăm trupul. Foarte bine. Aloe vera, Herbalife. Oh, totul să fim sănătoși. Vitamine, minerale, îmbrăcăminte. Oh, cum să nu? Totul, carieră. Betoane, întăbulări, case. Când e vorba de partea asta fizică, suntem așa de harnici să lucrăm pentru trupul ăsta și pentru binele nostru material. Dar zice Biblia, dar ce ți-ar folosi să ai toată lumea asta? Ce ți-ar folosi să trăiești 120 de ani de zile ca și japonezii și să mergi în iad o veșnicie? Ce ți-ar folosi? Și Dumnezeu ce face? Ne forțează să ne gândim la partea cea mai importantă din viața noastră, și anume la sufletul nostru.
Acea parte veșnică, imaterială, atât de neglijată într-o societate de consum. Atât de neglijată. Neglijăm sufletul ăsta. Nu ne rugăm. Nu citim Sfânta Scriptură. Nu iubim ce iubește Dumnezeu. Nu urâm ce urăște Dumnezeu. Și sufletul de multe ori este ca o mumie spirituală. În seara asta, Dumnezeu te forțează să te gândești la veșnicia sufletului tău, să spui, Doamne, vreau de azi încolo să am grijă de sufletul meu și să-l pun în mâna ta, lăudat să fie Domnul. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Dar ce este sufletul? Sufletul este acea parte imaterială, veșnică, pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin creație. Biblia spune că când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, zice Biblia, a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Trupul ăsta e casa. Sufletul e proprietarul casei. It's the real you. Adică e adevărata ta personalitate care nu poate fi înmormântată niciodată. Sufletul e proprietarul casei care se uită prin ochi, aude prin urechile tale. Este cea mai importantă parte pe care Dumnezeu a pus-o în viața ta. Și Biblia spune, nu-ți vinde sufletul, nu fă târg cu diavolul pentru o plăcere de o clipă, pentru lumea asta materială. Nu-ți vinde sufletul. Pentru că ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea asta și să ai un confort fizic dacă proprietarul casei va muri veșnic? Va fi într-o prezență catastrofică. Ce este sufletul? Este acea parte pusă de Dumnezeu în tine. Este acea parte care nu moare niciodată. Este cea mai valoroasă parte pe care Dumnezeu a așezat-o în tine. Este acel diamant pe care Dumnezeu ți l-a dat prin naștere. Și Dumnezeu te cheamă să ai grijă de sufletul tău. Ipotetic, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă cineva ar veni să spună, auzi, îți dau tot Clujul, lasă-mă să stai un deget. Uite, degetul mic, dacă mă las să stai degetul mic, îți dau tot Clujul la cheie. Ce ziceți? Credeți că ar fi oameni care ar renunța la un deget să aibă toată bogăția Clujului, da sau nu? Eu cunosc un băiat care au zis, dacă mi-ar da un apartament de 150-200.000 de euro, i-ar zice, ia de aici. Și sunt pe viață, numai gata. Dacă ar veni cineva să spună, auzi, îți dau toată bogăția lumii, lasă-mă să stai brațul drept. Ce ziceți? Credeți că ar fi oameni care zice, ia de aici. Sunt convins că ai găsit pe planeta asta. Dar dacă ar veni cineva să spună, auzi, lasă-mă să-ți iau abilitatea de a vedea și de a auzi. Lasă-mă să mă ating de ochii tăi și de urechile tale, să nu mai vezi niciodată, să nu mai auzi niciodată și îți dau toată bogăția lumii acesteia. Credeți că ar zice cineva, ia de aici? Niciunul. Ce folos să-mi dai toată bogăția dacă nu mai văd și nu mai aud? Ce târg nebun vrei să-mi propui? Cum să dau eu vederea mea și auzul meu și să nu mă bucur de viață? Gândește-te atunci cu atât mai mult când e vorba de sufletul tău. Cum să-ți vinzi cea mai importantă parte pe care Dumnezeu a așezat-o în tine? Pentru ce? Pentru plăcerile de o clipă ale păcatului? Cum să dai cei mai valoros pentru atât de puțin în lumea asta? Și Biblia, cu alte cuvinte, vine și spune, nu fă târgul cu diavolul. Dacă nu ți-ai da auzul și văzul pentru lumea asta materială, rea, afectată de păcat, cu atât mai mult, nu-ți vinde sufletul, nu-ți pune sufletul în mâna celui rău, ci dă-ți viața Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin? De ce este valoros sufletul nostru? În primul rând, sufletul nostru este valoros pentru că este veșnic. Scriptura spune că noi am fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și pentru că ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să știi că sufletul tău este veșnic. Trupul ăsta va fi mormântat, dar sufletul tău nu poate niciodată să fie mormântat. Lumea asta se va epuiza, istoria se va epuiza, dar sufletul tău va continua să existe. Bogații mor, președinții mor. Rockefeller, primul miliardar al lumii, a murit, toată lumea a întrebat câți ani a trăit? Răspunsul a venit, a lăsat tot. Oricum vei muri, oricât de bine te-ai ține.
Dar nu uita, există ceva valoros care e veșnic, care nu poate să moară. De ce? Ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ești mai valoros ca îngerii. Îngerii n-au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Îngerii au fost creați, spune Biblia, din vânturi face îngeri. Tu ești coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu e veșnic și sufletul tău este veșnic, lăudat să fie Domnul. Problema este că atunci când omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul a păcătuit. Și chipul lui Dumnezeu în om, știți ce a făcut? S-a deformat. Nu s-a distrus, s-a deformat. Vreau să vă imaginați o monedă mare de aur. Ăla e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Adam și Eva, prin păcat, ce au făcut? I-au îngăduit diavolului să vină cu un baros și ce să facă? Să deformeze chipul acela. După 4.000 de ani, Biblia spune că a venit cine? Iisus Hristos, al doilea Adam. Și prin moartea lui pe cruce, Dumnezeu a hotărât ca să refacă chipul lui Dumnezeu în om și să mă facă cum? Asemenea chipului Fiului Său. Dumnezeu vrea să refacă înapoi frumusețea pe care Adam a pierdut-o prin păcat și să creeze în viața mea și în inima mea chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și noi numim asta un proces de sfințire în care pe zi ce trece vrem să fim cum? Mai mult și mai mult asemenea lui Iisus Hristos. De ce e valoros sufletul tău? Pentru că ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și există în tine potențialul ăsta de a schimba starea. Există în tine potențialul ăsta de a te întoarce la Dumnezeu. Chiar dacă nu mai poți să reiei procesul nașterii, tu poți să schimbi direcția, traiectoria vieții tale și de pe un drum larg și păcătos să vii pe calea strâmtă a lui Iisus Hristos, să spui, Doamne, îmi dau viața mea cu totul Ție, Doamne. Nu mai pot să am înapoi 12 ani, 15 ani, dar schimb direcția, Doamne. Și nu mai vreau, Doamne, ca sufletul meu să meargă pe calea largă. Vreau să meargă pe calea strâmtă, pe calea Domnului Iisus Hristos. Și sufletul meu care e veșnic, Doamne, să fie în mâna Ta, binecuvântat să fie Domnul. Amin? Amin? Seara asta va trebui să faci o decizie decisivă pentru Iisus Hristos. Să spui, Doamne, mă întorc, mă pocăiesc, Doamne. Și sufletul meu, proprietarul trupului meu, Doamne, vreau să-l pun în mâna Ta, Doamne, că ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? În al doilea rând, sufletul nostru este valoros nu doar pentru că este veșnic, ci sufletul tău este valoros pentru că și diavolul știe valoarea sufletului tău și diavolul râfnește după sufletul tău pentru că știe ce valoros e. Să știți că diavolul nu umblă după non-valori. Pe diavolul nu interesează betoanele noastre. Pe diavolul nu interesează conturile noastre. Pe diavolul interesează sufletul tău. Și ascultați ce spune Biblia în 1 Petru 5 cu 8. Spune Biblia așa, că diavolul este ca un leu care dă târcoale, răcnește și caută, spune stare, pe cine să înghită. Diavolul știe valoarea sufletului tău. Diavolul este ca un leu care ce vrea să facă? Să-ți înghită sufletul. Și pentru o poftă de 5 secunde, să-ți mănânce sufletul. Să te ducă în iad. Diavolul este ca un crocodil cu gură de aia mare care ce vrea să facă? Să te mănânce. După cum Iisus Hristos îl zidește împărăția cu sufletele credincioșilor lui, să știți că și Satan are o împărăție și se o zidește prin cine? Prin sufletele necredincioase. Ce har când seara asta ești aici și auzi cuvântul lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îmi dau sufletul meu în mâna Ta. Doamne, vin înaintea Ta așa cum sunt la Tine vin. Putere n-am Tu fi sprijin. Mă spal în sângele divin. O, mielule, eu vin. Ai venit, Doamne, să mor, să mă scap de Satana, să mă scap de hoțul ăsta care a venit să fure, să junghe, să prăpădească. Doamne, eliberează-mă din gura celui rău, Doamne. Poate te-a înhățat Satana și spui că nu mai există salvare. Ascultă-mă, sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Și în seara asta să spui, Doamne, vreau ca sufletul meu să-l pun în mâna Ta, Doamne. Doamne, nu mai vreau să ascult de diavolul, Doamne, nu mai vreau să ascult de răgnetul lui, Doamne. Scapă-mă, Doamne, scapă-mă de ce rău, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin? Amin? Și în ultimul rând, în seara asta, sufletul tău este valoros nu numai pentru că e veșnic, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sufletul tău e valoros nu numai pentru că Dumnezeu vrea sufletul tău, dar și Satana îți vrea valoarea sufletului tău și trebuie să fugi de el. Și în ultimul rând, sufletul tău este valoros pentru că Iisus Hristos și-a vărsat sângele
pentru sufletul tău. Și Apostolul Petru vine și spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, unde Biblia spune așa, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, mai departe, ci cu sângele, zice stare, scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. Cât de mult valorează sufletul tău? Sângele prețios al lui Iisus Hristos. Și cel care a venit să moară pentru tine n-a fost un înger, n-a fost un arhanghel. Cel care a venit să moară pentru tine a fost Dumnezeu în carne și oase. Și sufletul tău e așa de valoros încât sângele lui Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, om pe deplin și Dumnezeu pe deplin, a venit să stea 6 ore pe cruce pentru păcatul tău și pentru păcatul meu, să plătească datoria pe care sufletul meu trebuia să o plătească veșnic în iad. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a stat 6 ore pe cruce. 6 ore a stat pe cruce. Și ce a făcut Dumnezeu? A luat toată veșnicia iadului și a cumulat-o în cele 6 ore cât a stat Iisus pe cruce. Și Hristos a plătit iadul în locul meu și în locul tău. Ca eu, crezând în El, să nu mă mai duc în iad, să nu mai gust veșnicia iadului, ci să gust viața veșnică cu Domnul Iisus Hristos. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu. Și dacă rănile lui Hristos nu te pot mișca, dacă jertfa lui Hristos nu te poate mișca, să știi că nimic nu te poate mântui. Pentru că tot vocabularul lui Dumnezeu se epuizează într-un singur cuvânt, Iisus. Și cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. De aceea uite-te la jertfa lui Iisus Hristos și spune, Doamne, îți mulțumesc că ai plătit păcatul meu la cruce. Mulțumesc că pentru păcatul meu, Doamne, Fiul lui Dumnezeu a venit și a stat pe cruce, Doamne. Mulțumesc că a plătit iadul în locul meu. Uitați-vă ce este în iad. În iad există sete. Lasă-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, că-și grozav, mă chinuiesc aici. Există sete în iad, da sau nu? Și Iisus Hristos pe cruce a zis, mi-e sete. Mi-e sete. Hristos gustă elementele iadului pe cruce. Ca să ai tu pe Hristos, care este apa vieții, tu să nu mai gusti niciodată setea iadului. A gustat-o Hristos pentru tine. Atât de mult a iubit Dumnezeu sufletul tău. Ce este în iad? Iadul este întunericul de afară. Și Biblia spune că la al patrulea strigă s-a făcut întuneric. Hristos gustă întunericul, care tu și cu mine trebuia să-l gustăm, ca să-l am pe El, care este lumina lumii, lăudat să fie Domnul. Ce este iadul? Iadul este separare veșnică de Dumnezeu. Și Hristos a venit pe cruce și a spus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsi? Hristos gustă acest sentiment de separare de Tatăl. De ce? Ca tu să ai pace cu un Dumnezeu care este sfânt. Atât de mult a iubit Dumnezeu sufletul tău. Și în seara asta te invit să-ți faci inima mică, să spui, Doamne Dumnezeule, intră în inima mea. Să mulțumesc că ai plătit cu sângele tău, Doamne, păcatele mele. Mulțumesc că ai plătit datoria păcatelor mele. Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Lăudat să fie Domnul. Amin? Amin? Spunea cineva într-un mod atât de plastic că pentru păcatele minții noastre Hristos a purtat o coroană de spini pe cap ca sângele care a curs din capul Lui să curețe mintea noastră murdară. Pentru mâinile noastre care au făcut fapte nelegiuite, Hristos a primit piroane în palme ca mâinile noastre să fie curățite prin sângele mâinii lui Iisus Hristos. Pentru picioarele noastre care au umblat unde nu trebuie, Hristos a primit piroane în picioare, ca umbletele noastre să fie curățite de sângele lui Iisus Hristos. Pentru trecutul nostru murdar, Hristos a luat bice peste spate, ca trecutul nostru să fie curățit prin sângele lui Hristos. Și pentru o inimă atât de neagră și murdară, Hristos a primit o suliță, spune Biblia, ca inima ta și inima mea să fie curățită prin sângele lui Iisus Hristos. Așa că ascultă-mă, indiferent de păcatul care l-ai făcut, avort, impuritate sexuală, droguri, mai știu eu ce păcate în viața ta, indiferent cât de grozave sunt, harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Sângele Domnului te poate curăța de orice păcat. Singurul păcat care Dumnezeu nu-l poate ierta este păcatul care nu-l mărturisești. Dar dacă îți mărturisești păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Și Biblia vine și spune, uite-te la cruce.
Acolo vezi cum mânia lui Dumnezeu a fost absorbită în trupul lui Hristos. Dumnezeu e drept, Dumnezeu e sfânt. Și plata păcatului este moartea. Și cine trebuia să moară? Cine? Eu și cu tine. Dar ce a făcut Dumnezeu? A făcut un decret înainte de întemeierea lumii, pe Iisus Hristos, mielul fără cusur. Și l-a pregătit să fie soluție pentru păcatele noastre. Și Iisus Hristos a venit și a zis, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Hristos a potolit, Hristos a împlinit dreptatea lui Dumnezeu și a plătit El păcatul meu, ca eu crezând în El să nu mai fiu judecat, pentru că a fost El judecat în locul meu. Lăudat să fie Domnul! Și eu mă duc înaintea Tatălui și spun, Doamne, pe baza meritelor lui Iisus Hristos, Doamne, primește-mă! Doamne, sunt nevrednic! Dar pe baza meritelor lui Hristos, Cel care a stat pe cruce pentru mine, Doamne, primește-mă! Și ce face Tatăl când vede sângele ispășirii? Iisus, Dumnezeu Tatăl, mă primește și mă face copilul Lui, lăudat să fie Domnul! Așa că tu nu mai te poți ruga mecanic, Tatăl nostru care ești în ceruri, ci acum tu spui cu adevărat, Doamne, Tu ești Tatăl meu, eu sunt copilul Tău, pentru că Iisus Hristos a plătit pentru sufletul meu și îmi pun sufletul meu în mâna Ta, Doamne, și mă pocăiesc de orice păcat și îți mulțumesc pentru jertfa Domnului nostru, Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. Amin? Am auzit o întâmplare în care un copil, un băiat, a făcut mari năzbâtii. Și a venit în fața judecătorului și judecătorul era chiar tata lui. Când a văzut tata lui ce a făcut, s-a uitat la decret, s-a uitat la articol și a zis 40 de lovituri la spate. Și copilul a început să plângă și a zis, tati, dar eu sunt copilul tău. Și a luat ciocanul și a zis, legea e lege, trebuie să plătești. Și în momentul următor, judecătorul, tata copilului, s-a ridicat de pe scaunul de judecător și a dat mantia de judecător jos, s-a dus în boxa de acuzați, l-a scos pe fiul său afară și a zis, dați pe mine, loviți-mă pe mine, plătesc eu în locul lui, fiule, stai acolo, plătesc eu în locul lui, plătesc eu, loviți-mă pe mine. Cam asta a făcut Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani. A venit Iisus Hristos și s-a dezbrăcat de slava cerească. Și a venit și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Și a venit Iisus Hristos în boxa acuzaților. A venit Hristos, mielul fără cusur. Și Biblia spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Și s-a încărcat Hristos cu toate păcatele lumii trecute, prezente și viitoare. Și a plătit El cu sângele Său. Și acum eu mă duc la un judecător drept și sfânt și spun, da, Doamne, sunt păcătos, dar cineva a achitat păcatele mele, sufletul meu poate să fie răscumpărat prin sângele lui Iisus Hristos. Și în seara asta să vii la Domnul Iisus, indiferent ce păcate ai făcut, să spui, Doamne, aleg, Doamne, să vin la picioarele crucii Tale, mă pocăiesc de păcatele mele. Intră în inima mea, fii Domnul meu, fii Mântuitorul meu, Doamne. Indiferent de legăturile celui rău, spre Doamne, cred în Tine din toată inima mea și din tot sufletul meu, slăvit să fie Domnul. Amin? Întreabă-te, dacă ar fi să mor noaptea asta, unde s-ar duce sufletul tău? Unde s-ar duce? În cercul Dumnezeu sau în locul cel veșnic, în iadul cel veșnic? Seara asta este un mod în care Dumnezeu, în dragostea Lui, îți vorbește și spune, fiule, dă-mi inima ta mie, dă-mi sufletul tău mie. L-ai vândut pe nimic, l-ai vândut pe plăceri, că asta face diavolul. Diavolul îți promite fericire și glorie și apoi îți dă suferință. Iisus Hristos, când vii la El, îți promite lepădare de sine, cruce, suferință. Dar îți promite că va transforma suferința asta în glorie veșnică împreună cu Dumnezeu. Nu-ți vinde sufletul diavolului, nu fă târg cu el, nu fă târg. Și spune, Doamne, vreau să-mi pun sufletul meu în mâna Ta. Cea mai valoroasă parte pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin creație este sufletul. De aceea te invit să-ți dai viața lui Iisus Hristos. Să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc și vreau să cred în sângele Tău, Doamne, care mă curăță de orice păcat. Dumnezeu Te iubește. Dumnezeu Te iubește. Indiferent cine ești, indiferent de păcatele tale, Dumnezeu Te iubește. Dar trebuie să vii la El cu pocăință. Și Dumnezeu este acela care te va primi, lăudat să fie Domnul. Amin? Amin, frați și surori? Nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce?
la pocăință. Nu cancerul te îndeamnă la pocăință. Nu accidentele te îndeamnă la pocăință. Nu mânia lui Dumnezeu, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și faptul că în seara asta ai venit pe picioarele tale, crede-mă că e bunătatea lui Dumnezeu. N-aștepta să se întâmple ceva și să spui: Doamne, dacă mă vindești, mă pocăiesc. Azi, dacă auzi glasul, bunătatea lui Dumnezeu. Spune: fiule, dă-ți inima lui Iisus Hristos. Pentru că pentru sufletul tău s-a vărsat sângele prețios al lui Hristos. Atât de valoros este sufletul tău. Lăudat să fie Domnul. Amin? Am auzit de un mare italian, un om foarte bogat, avea atâția bani că nici nu mai știa câți are. Și s-a hotărât să se mute în America de tot. Și a zis: îmi vând toate proprietățile și le valorific într-un mare, mare diamant. Și cu diamantul ăla mă duc în America. A vândut tot și a cumpărat un bolovan de la mare de diamant. Și s-a dus în Statele Unite, s-a mutat în Statele Unite. Istoria spune că era pe o croazieră, pe un iaht de la mare. Și acolo erau băieți care se jucau cu portocale. De-aia cu 4-5 portocale. Și omul nostru italian s-a dus la ei și a zis: băieți, uitați ce am eu aici. A băgat mâna în buzunar și a luat diamantul ăla. Uitați ce am aici. Am să dau cu el în sus și mâna mea sigură îl va prinde. S-a adunat toată mulțimea de pe croaziera aia și a zis: nu fă lucrul ăsta, nu cumva să-l scape fundul oceanelor. Nu, o să vedeți că diamantul ăsta strălucitor, mâna mea îl va prinde. Și l-a aruncat și a întins mâna și l-a prins. Toată lumea a înghețat. Și a zis: pot să dau cu diamantul ăsta și mai sus. Și mâna mea sigur îl va prinde. Și a dat și mai sus. Și a întins mâna și a prins diamantul ăla. Toată lumea oripilată a zis: nu mai fă lucrul ăsta. Și el a zis: pot să dau chiar și mai sus cu diamantul. Și a luat diamantul ăla și a dat cu el și mai sus. Și sigur pe el a întins mâna să-l prindă. Și când a întins mâna, a scăpat diamantul. Și l-a pierdut pe fundul oceanelor. Și nu l-a mai găsit niciodată. Morala este următoarea. Sufletul tău este o valoare care Dumnezeu ți-o dat-o ție. Dar ca și acest om, te joci cu sufletul tău. Mâine, poi mâine. Și nu știi că ești pe buza iadului, pe buza prăpastii. Și tot te joci peste o săptămână. Numai încă un business. Numai și apoi să vezi că mă pocăiesc. Și tot te joci, tot te joci. Ce-ar fi să spui astăzi: Doamne, nu mă mai joc cu diamantul care mi l-ai dat. Nu mă mai joc cu sufletul meu. Că s-ar putea odată să fac cunoștință cu un tir și să mă duc pentru totdeauna în iad. Doamne, iau sufletul meu, Doamne, că sunt în viață încă și îl pun în mâna ta sigură, străpunsă de cuie. Și ce e în mâna lui Dumnezeu, nimeni nu-l mai poate smulge. Ești în mâna mea și nimeni niciodată nu te mai smulge din mâna lui Dumnezeu. Dacă nu ți-ai pus sufletul tău în mâna lui Dumnezeu și te joci cu ceea ce Dumnezeu a pus cel mai de valoare în tine, în seara asta să spui: Doamne, vin cu diamantul meu, murdărit de lumea asta păcătoasă, de plăcerile veacului acestuia, curăță-l prin sângele Tău, Doamne. Refă chipul Tău înapoi în mine, Doamne. Și vreau, Doamne, să stau credincios lângă Tine până la moarte. Amin, frați și surori? În seara asta, indiferent cine ești, ești o valoare în ochii lui Dumnezeu, că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar sunt sigur că dintre cei care sunt aici sau se uită live, se joacă cu sufletul lor. Nu te mai juca. Vino și spune: Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin. Așa cum sunt de rătăcit, la Tine vin să fiu scutit, să fiu bogat și fericit. O, mielule, eu vin. Seara asta te invit să-ți dai viața lui Iisus Hristos. Să vii cu diamantul ăla care Dumnezeu ți l-a dat prin creație, valoros. Și să spui: Doamne, n-am avut grijă de diamantul ăsta, l-am neglijat. Dar, Doamne, nu mă mai joc cu el, că nu știu cum se termină viața mea. Vreau să fiu o veșnicie întreagă cu Tine. De aceea îl dau lui Iisus Hristos să fie stăpânul meu, care a plătit cu sângele Său păcatele mele. Și toată biserica să spună amin. Amin? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Ne plecăm capetele, nu ne rugăm. Fiecare dintre noi ne cercetăm pe noi înșine.
Seara asta n-a fost despre colegul tău, despre cel din stânga sau din dreapta. Seara asta Dumnezeu ți-a vorbit ție personal. Poate ești în casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu nu e în tine. Ai o religie, dar n-ai o relație personală cu Iisus Hristos. Vorbești lucruri extraordinare despre Dumnezeu, dar nu le-ai experimentat în viața ta. În seara asta trebuie să vii să spui, Doamne, îmi dau sufletul meu în mâna ta. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, tot aurul, valuta? Ce-ar folosi un om să aibă toată cunoștința universităților, toată puterea tehnologică, dacă își pierde sufletul? Va fi pierdut pentru totdeauna. Domnul te cheamă și Domnul te îndeamnă să te pocăiești de păcatele tale și să spui sufletul tău în mâna străpunsă a lui Iisus Hristos. Acolo e siguranță, acolo e iertare, acolo e pace, acolo e eliberare. Și Dumnezeu poate astăzi să facă în așa fel încât să răsară soarele neprihănirii în inima ta. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă este cineva în seara asta care vrea să spună, Doamne Iisuse, vin și eu cu diamantul inimii mele și, Doamne, nu mai vreau să mă joc cu el, vreau să-l pun la picioarele tale, îmi dau viața mea cu totul ție. Așa cum stăm cu capetele plecate, poate ești chiar live, ești aici în biserică, aș vrea să ridici mâna dreaptă spre Dumnezeu, prin care să spui, Doamne Iisuse, aici sunt, Doamne, îmi dau viața mea cu totul ție, Doamne, îmi dau sufletul meu cu totul ție. Dumnezeu să vă binecuvânteze, indiferent cine, indiferent de religia care o ai. Dumnezeu nu e penticostal, Dumnezeu nu e ortodox, nu e baptist, Dumnezeu e sfânt, spune Biblia. Și Dumnezeu te cheamă să spui sufletul tău în mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, aleg, Doamne, să divorțez de lumea asta păcătoasă și să mă întorc, Doamne, de la păcatul meu la Domnul Iisus, care e mântuitorul meu. Iartă-mă că l-am neglijat. Iartă-mă că am neglijat cuvintele lui. Mi-am neglijat partea spirituală. Doamne, sunt păcătos, sunt îmbâxit de lumea asta păcătoasă. Doamne, par așa de bine pe din afară, dar tu vezi condiția sufletului meu. Doamne, nu mă mai joc. Nu mă mai joc cu sufletul meu, îl pun în mâinile tale, străpunse de cuie, și aleg astăzi să mă pocăiesc și să fiu ucenicul tău. Dacă mai este altcineva, ridică și tu mâna ca un semn că spui, Doamne, aici sunt, Doamne, mântuiește-mă tu, Doamne, rupe legăturile celui rău de peste viața mea, umple-mă cu Duhul tău cel sfânt, fă-mi un trofeu al harului tău, pentru că sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Harul lui Dumnezeu e mai tare decât trecutul tău. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Dă-ți viața Domnului Iisus Hristos astăzi. Cât se spune astăzi? Întoarce-te la Dumnezeu. Dacă mai este și altcineva care vrea să spună, aici sunt, Doamne, te uiți live probabil, spune în inima ta, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, aleg să mă întorc cu toată inima spre tine. Lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Uită-te, Doamne, la toți care au ridicat mâna și care în inima lor au spus, am nevoie de tine, Doamne. Și te rog, Doamne, să lași să plouă cu mântuire peste noi. Curăță păcatele noastre. Dă viață veșnică. Mulțumesc pentru valoarea sufletului nostru. Iartă-ne, Doamne, că am neglijat sufletul de atâtea ori. Iartă-ne că am fost pământești, firești, Doamne. Vrem, Doamne, să fim de astăzi mai duhovnicești, Doamne Dumnezeule. Ridică, Doamne, pruncii de pocăiți, Doamne, care n-au avut naștere din nou, Doamne. Dă-le mântuire, Doamne. Pentru cei care sunt nemântuiți aici, Doamne, cercetează-i Tu, Doamne. Pentru cei care urmăresc live, Doamne, lasă puterea Duhului Sfânt să rupă cătuși, Doamne. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru valoarea care ne-ai dat-o. Îți mulțumesc că pentru valoarea care ai pus-o noi, Doamne. Mulțumesc că ai venit să mori, să ne răscumperi din mâna balaurului, din mâna celui rău, Doamne, și să ne faci copii ai Tăi, Doamne. Nu lăsa niciunul să ajungă în iad, ci toți să ajungă în împărăția Ta. Așa cum stăm, frați și surori, aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești mamă, tată și ai copii nemântuiți, sufletul lor e nemântuit, să strigi către Dumnezeu, să spui, Doamne, mântuiește pruncii mei. Doamne, fă-i pe toți ucenicii Tăi, Doamne. Conștientizează-i de valoarea veșnică a sufletului lor, de faptul că diavolul le dorește sufletul, că îl vede valoros. Dar mai mult conștientizează-i de dragostea lui Hristos, care s-a arătat prin sângele Lui, care s-a vărsat pentru noi, pentru fiecare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne mântuiască. Dacă nu te-ai rugat niciodată, invită-L pe Iisus Hristos în inima ta și spune, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Scoate-l pe Satan afară, Doamne. Mântuie sufletul meu, fii Domnul meu, fii mântuitorul meu, fii împăratul meu. Și crede-mă că dacă îl chem pe Dumnezeu, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Domnul să lase să plouă cu mântuire. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Slavă ție, Doamne.